Împreună cu Iali Capchini, sunt serialele care au stârnit cele mai multe discuții pe grupuri în acest sezon, și asta nu este un lucru rău. Atâta timp cât discuțiile în contradictoriu rămân între limitele respectului reciproc. Taberele au fost făcute, suntem fane Iaman și fane Ateș, de aceea eu nu voi comenta prea multe despre episod, ci mai mult niște considerente generale. Să recapitulăm puțin subiectul serialului să vedem până în ce punct suntem de acord. Că între Iaman și Ferei a fost o iubire de poveste, de când erau mititei până în momentul în care Bora a năvălit în conacul Gulzoi și a pus o armă la tâmpla lui Iaman. Cred că ar trebui să fim de acord cu toții. Fleșurile din trecut ne arată doi tineri îndrăgostiți, care și-au trăit iubirea pe ascuns la îndemnul lui Ferei până urmă să termine școala și rodul iubirii lor este o sarcină de care Iaman nu știe. Nu cred că am fi corecte să criticăm iubirea lor din trecut, pentru că nu există absolut niciun element care să lase loc de îndoieli și, credeți-mă, sunt foarte suspicioasă la iubiri. Yaman este un personaj tandru, iubitor, atent, care nu ezită să-și arate iubirea și nu numai față de Ferei, ci și față de toți cei pe care îi iubește. Plin de pasiune și romantism vreau un Iaman în viața mea. Momentul crucial a venit, odată cu el și amenințarea. Aici ne putem împărți în tabere raportate la ce ar fi trebuit să facă Iaman. Eu am preferat să-l înțeleg. Dacă el nu s-ar fi sacrificat, fratele lui și probabil întreaga familie și implicit și ferei, ar fi fost în mare pericol, Vural fiind un om întunecat, care nu ar fi stat pe gânduri să se răzbune. Iaman s-a sacrificat pe el și întreaga lui viață. Unele vedeți ca pe un egoism, eu îl văd că pe un act de altruism la nivel înalt. Singura lui greșeală a fost că nu i-a spus lui Ateș, care cred că ar fi avut puterea să-i scoată din încurcătură. Ferei continuă lanțul de evenimente nefaste, acceptă ajutorul lui Ateș, și de aici începe confuzia generală: cine ține partea cui? Gulfem e disperată că s-a trezit nu cu una. Și cu două onurori nedorite, cred că va veni curând și a treia, în persoană preferată ei Hazal. Bunicul Omer o place pe Ferei, dar nu o poate înghiți pe Aleina. Unii din familia lui Ferei știu o parte de adevăr ce mile, alții știu altă parte cum Nata și fratele lui Ferei. Iar alții nu știu nimic tatăl lui Ferei și Aleina. Iaman știe totul despre el, Ferei despre ea, iar și nu știe nimic. Hazal știe adevărul lui Ferei, n a aflat curând aproape tot adevărul, dar preferă să nu spună nimic. Ce fel de frate e asta? Episodul m-a întristat mult, Yaman fiind preferatul meu. Scena sinuciderii lui a fost foarte lungă și foarte dureroasă. Nu o condam pe ferei. O astfel de iubire nu se uită niciodată, cu atât mai mult cu cât are un remember acolo în burtică. Niciodată nu îl va putea iubi pe Ateș și cum titlul nu este o iubire imposibilă, nu cred că va fi vorba vreodată de ceva între Ateș și Ferei. Oricum, în ciuda pronosticurilor fanelor Ilhan, ratingul a crescut așa că, cel puțin deocamdată serialul nu este în pericol de închidere, dovadă că fanii Aman au căpătat curaj. Sau că fanii Ateș speră că a sosit finalul lui Aman. Oricum ar fi. Trebuie să recunoaștem că nu e primul serial în care un nume aproape necunoscut strălucește mai tare decât un star. Și voi termina cu comentariul unui turc de pe pagina oficială de Instagram a serialului care și întreabă. Oare de ce Ilhan se vorbește în la toate replicile, ca un criminal în urmărirea victimei? Și o să vă rog să luați acest comentariu că pe ceva amuzant și nici de cum o critică.